Au trecut 900 de ani. Și Dumnezeu, după 900 de ani, a trimis exact pentru lucrul acesta. Și a spus mai înainte Rebecca și Mamuț, da? Care se supără. A trimis din dragoste pentru noi, a trimis pe Fiul Său, pe Iisus. Dar ce legătură are Iisus cu iubire? Vedeți? Iisus a venit pe pământ pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Este o veste spune așa. Din care de mult a iubit Dumnezeu Domnul. Pentru că a trimis. În primul rând a trimis. A trăit, s-a născut, a învățat și a murit pentru mine și pentru tine. Și pentru oamenii de atunci. Unii dintre ei noastre, ca și asta, i-au trebuit toți oamenii cred în Iisus. Deci zic, băi, eu cred în Dumnezeu, dar cine e Iisus? Dacă nu crezi în Iisus, nu crezi nici în Dumnezeu. Iisus este Iisus. Am văzut un om satanist. Și uitați-vă copiii aici. Și eu. Iisus s-a luat lângă el 12 ucenici. Păi, uite, vezi? Avea lângă el 12 ucenici. Ce făcea el la ucenici ăștia Iisus? Le explica. Îi învăța. Ce îi învăța? Da, da. Și, dar într-o zi el a hotărât așa. Și a zis așa. Petru, Ioane, Iacove, voi trebuie să veniți cu mine sus pe mânt. Mergeam acolo sus și o să ne rugăm. Dar ceea ce veți vedea voi va fi pentru ca să vi se întărească credința când eu voi fi pus pe cruce. Și au mers pe Petru, Ioan, Iacov și Iisus să vă duc sus pe mânt. Și acolo sus pe munte, Iisus se ruga. Ce credeți că făceau ucenicii? Se rugau și ei, așa-i? Da. La un moment dat ucenicii, așa se rugau, și au început să spune. Se rugau să. Dar în momentul de mai vorbeau, cuvântul de Dumnezeu, Biblia, mă spune, că vedem, nu vei ce, puteți să vă spune. Biblia, cuvântul de Dumnezeu, ne spune că ei, de când dormeau, s-a întâmplat ceva. Închide. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a schimbat la față. Hainele lui s-au făcut albe, mai albe ca zăpada. Și iată, lângă el erau doi oameni. Cine credeți voi că erau? Moise și Ilie. Și au venit acolo și au început să vorbească Moise și Ilie. Ce ziceți? Ce credeți voi că a început să vorbească Moise și Ilie cu Iisus? Despre moarte. Da, eu zic, uite, acum urmează să te duci la Ierusalim și o să fii dat să mor și eu spun așa, iată, de asta am venit pe pământ. Dar la un moment dat ce s-a întâmplat? S-au trezit și ucenicii. S-au speriat. Și Petru, care el era totdeauna un lider, a zis așa, Doamne, este bine să fim aici. O să facem trei colibe. Și o să rămânem aici. Nu mai plecăm jos. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Oare Iisus avea nevoie de colibă? El pentru asta a venit. El nu are nevoie, dar noi avem de el și să-i facem un loc în inima noastră, copii. Nu vrea să stereți. Și atunci spune că pe când vorbea pentru lucrurile acestea, se spune că un nor mare de a acoperi pe toți. Și ei cuprind de spaimă, au auzit o voce din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El. Și când s-a ridicat nouă copii, nu mai era decât Iisus singur. Și cu ce nici. De ca să nu se știe. Vedeți? Dar ce onoare minunată au avut, au avut Ilie să fie cu Iisus pe munte, le schimbări la față și să vadă pe Iisus. Vedeți acum, ei stau acolo la Iisus și se închină lui. Și urmează de aici să coboare. Nu a mai făcut nicio colibă. Dar este foarte important să știți și ăla. Că Dumnezeu și Iisus Hristos este acela care se va întoarce într-o zi în slava Lui. Și așa lucru nu vedea mine. Da? Așa vreau să vedea mine. Interunit, uitați-vă. Dar poate noi nu o să fim așa. Unii oameni vor fi speriați. Dar tu, dacă ai crezut în Iisus Hristos, vei putea să fii ca Moise și Ilie.
Vedeți, ei erau speriați când vedeau pe Iisus. Și dacă a venit Moise și Ilie, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ei sunt undeva? Da. Uitați-vă, și Moise și Ilie aveau alte trupuri. Avea haine albă. Erau în slavă. Ei erau în slavă, dar Dumnezeu i-a trimis să stea de vorbă cu Iisus. Dacă noi copiii îl acceptăm pe Iisus în viața noastră și îl primim ca Domn și ca Salvator, viața noastră nu se termină acolo la un moment, într-o zi vom fi cu El în cer. De asta au lăsat Dumnezeu scrise lucrurile acestea în Biblie, care se arate că Iisus este veșnic. Și cei care cred în Iisus și ei vor fi la fel de veșnic. Dar dacă nu, există două lucruri, copii, totdeauna v-am discutat. Există un loc în care poți să fii întotdeauna cu El sau fără El. Eusebiu, dacă în viața asta eu nu primesc pe Iisus, n-am cum să mă duc la El, nu? Unde mă duc, Iana? În ea. Mă duc în altă parte, unde nu-i Iisus. Și Iisus nu este acolo, așa cum este celălalt stăpân. Dar vrea să aibă, să aibă puterea asupra noastră, să aibă autoritate. Este diavolul. Să cucerea asta cu lui. Și vreau să mai spun ceva, copii. Voi nu spuneți doar de pe buze că l-acceptați pe Iisus. Pentru că lucrul acesta o să trebuiască să se vadă în viața voastră. Cum vorbiți, cum vă purtați, unde umblați. Stai acolo, că să nu cine vreau. Este foarte important. Este foarte important să ne uităm că Iisus este, cine este Iisus? Este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât în lumea aceasta și a venit pentru că ne iubea. Hai să vedem. Spunem așa versetul. Așa pare așa frumos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dar eu îți spun lume. Alex, Marius, spun lumea. Tu gândește-te, gândește-te la numele tău. Fii atent. Eu fac pentru mine și spun așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Ghiță, că l-a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că dacă Ghiță crede în El, să nu piară sau de viață. Acum o să vreau să zic versetul și mă opresc la tine și tu spui numele tău. Fii foarte atent. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe... Că dacă... Că a dat pe singurul lui, pentru că dacă Alexandra crede în El, ce să nu se întâmple cu Alexandra? Să nu piară și să aibă viață. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe... Că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că dacă Diana crede, ce se întâmplă cu tine, Diana? Dumnezeu te ierim și vei avea viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Denisa, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că dacă Denisa crede în El, să nu și să aibă viață veșnică. Denisa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Adriana, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că dacă crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe și pe voi, neascultători, cum te cheamă? Denis, că a dat pe singurul lui Fiu, că dacă Denis nu crede în El, vezi? Dacă nu asculți, cum să crezi în El? Deci orice crede și ascultă. Hai să vedem pe altcineva, să nu mai vin la cineva care... Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe... Cristi. Cristi, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că dacă Cristi crede în El, ce se întâmplă cu tine, Cristi? Ai viață. Tata aș bă, că îmi ceva ceva. Uite, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit pe Alex. Că a dat pe singurul lui Fiu. Dacă Alex crede în El, să nu piară și să aibă viață. Acum aș vrea să fie de mult și să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu că așa de mult ne-a iubit încât ne-a dat ceva minunat pe Fiul Său, da? Chidem ochii! Chidem ochii! Asta arătăm că credem și ascultăm. Doamne, Ție îți mulțumim că ne-ai iubit. Și îți mulțumim că ne-ai iubit așa de mult, că ai renunțat la ce vrei mai bun. Ai renunțat la Fiul Tău, Iisus. Și l-ai trimis în lumea aceasta să moară pentru mine și pentru acești copii și pentru întreaga lume.
Dacă eu sau acești copii cred în tine, să ne piară și să aibă viața veșnică. Mulțumim pentru Moise, pentru Ilie, care au crezut în tine și care sunt în cer deja. Care îți mulțumesc că ești acela care ai spus că te duci să pregătești un loc pentru fiecare. Și când va fi gata, vei veni să ne iei și pe noi. Ajută-ne, Doamne, să fim din aceea care credem și nu din aceea care nu credem și nu suntem ascultători de cuvântul tău. Te rog, binecuvântează copiii aceștia, revoarsă-ți peste ei, Doamne, adevărul tău care să-și facă loc în inimile lor, ca astfel să ai o parte de salvare și de viață veșnică. Amin. Amin.